din zona asta pe aici, obișnuiam să vin să fac o mică drumeție de menținere, sunt undeva între 45 km. Am stat aici în apropiere primele 3 luni când m-am întors în țară în 2018, am stat la părinții mei, timp în care trebuia să restructurez apartamentul și seara câteodată veneam, făceam o drumeție aici, așa pentru a ne menține în formă, dar niciodată nu am intrat în partea asta a pădurii. Acum avem 3 drumuri forestiere, unul care coboară, acesta nu am să-l fac, partea aia în față și altul urcă. Cred că am să dau o încercare pe acesta care urcă în dreapta în sus. Bănuiesc că acesta ar duce spre Cernegura. Ăsta de jos s-ar putea să ducă pe undeva spre Piatra Șoimului, comuna Piatra Șoimului. Iar acesta bănuiesc că coboară cam de pe unde am venit eu. Aparent avem și semne de marcaj, dar nu cred că sunt omologate, că nu le-am găsit nicăieri. Ce am văzut de pe hărți, ajungem la o porțiune de platou, sperăm să fie frumos cu ceva priveliști. Cred că am să fac toată partea asta, că îmi face prea mult cu ochiul. Și aici este foarte minunat. Prin partea asta nu am mai fost niciodată. În schimb, spre sfârșitul golului alpin, cred că am fost pe undeva când eram prin generală. Thank you.
Am aici, am să mă opresc. Văd că traseul pe această parte coboară. Am mai văzut cineva prin altă parte, prin stânga mea. Este un alt drum forestier. Bănuiesc că aici ar fi și vârful Cernegura. Dar deocamdată astăzi este de ajuns. Am luat porția de munte, de aer, de libertate. Și e timpul să ne retragem. Uite acolo, partea aceea a rămas de explorat pentru data viitoare.